Vaccinul AstraZeneca rămâne în frigidere în Germania. Nemții au folosit mai puțin de 10% din cele aproape 740.000 de doze pe care le-au primit, iar cadrele medicale încep să își anuleze programările. Se întâmplă asta pentru că mai mult de un sfert dintre cei 300 de angajați ai serviciului de ambulanță din Dortmund s-au simțit rău după vaccinare. Așa că, la fel ca francezii săptămâna trecută, șefii din sănătate au recomandat ca angajații din aceeași secție a unui spital să nu fie vaccinați toți odată, ci doar în etape. Până acum, reacțiile adverse ale vaccinului AstraZeneca sunt următoarele: febră, oboseală, dureri articulare. În România au fost vaccinați cu AstraZeneca peste 26.000 de oameni și s-au reportat 106 reacții adverse.